Lucruri neștiute din viața soților Ceaușescu. România lui Ceaușescu era o țară cenușie și săracă, cu alimentare în care pe rafturi tronau de obicei borcane cu sfeclă murată și apartamente ținute mai mult în frig și în întuneric. Tovarășul și tovarășa făceau pe modeștii, se plimbau ca toată lumea cu Dacia, el umbla cu bască, iar ea purta basma și erau prea puțini cunoscători care să realizeze calitatea și prețul hainelor de pe ei. Lumea lor era una în care desfătările Occidentului nu mai erau deloc supuse aprobiului și în care să ai și să acumulezi deveniseră principii de viață. Despre Nicolae și Elena s-au scris pagini întregi, iar viața lor a fost învăluită în mister. Iată câteva dintre detaliile mai puțin știute despre celebrul cuplu. Boala secretă de care suferea Nicolae Ceaușescu. Tovarășul Nicolae Ceaușescu nu a dus din punct de vedere medical o viață ușoară, în ciuda averii și a relațiilor pe care le avea. Pe lângă scleroza din ultimii ani de viață, fostul dictator suferea de două afecțiuni rare. Una dintre ele, diverticuloză colonică. O spune chiar medicul care s-a ocupat de el, Alexandru Oproiu. A făcut colonoscopie și a stat fără anestezie. S-a făcut consult și s-a hotărât să se facă această colonoscopie. L-am consultat la spitalul Elias, iar colonoscopia a fost făcută acasă. Avea încredere în medicina românească, nu se ducea afară, a spus medicul. Intervenția s-a realizat la vila lui Ceaușescu din Primăverii, unde a fost adusă aparatură de la Fundeni. La intervenție a asistat doar profesorul Eugeniu Proca, ministrul sănătății în acea perioadă. Manevra avea riscuri foarte mari, în condițiile tehnologice din perioada respectivă, fiind posibilă perforația colonului. O altă boală pe care tovarășul încerca să o țină ascunsă a fost una care îi provoca des stări de leșin. De data aceasta, Ceaușescu a apelat la medicii chinezi, care încercau să-l trateze cu un medicament obținut din vierm de mătase. Așa cum era de așteptat, tuturor persoanelor din jurul lui le era interzis să vorbească despre ceea ce se întâmpla cu stâlpul României socialiste. Cel ce dorea să rămână în istoria românilor drept cel mai moral dintre comuniști, dar și soția sa, ajunsă savant de renume mondial, își protejau cu grijă secretele rușinoase din tinerețe. Deși își construiseră o imagine care excludea abaterile de la morală, povestea lor de dragoste era maculată de un secret rușinos. Momentele cheie ale istoriografiei comuniste ne prezentau episoadele de detenție ale tovarășului Nicolae Ceaușescu ca pe niște perioade de rezistență comunistă și apogeu ale luptei revoluționare. În realitate, sistemul permisiv al regimului burghezo-moșieresc, care nu sesizase adevăratul pericol pe care îl reprezenta Partidul Comunist, le asigura deținuților din lagăre o detenție foarte laxă. Numai așa a fost posibil ca deținutul, așa zis periculos Nicolae Ceaușescu, să iasă de multe ori în oraș, însoțit de un gardian pentru cumpărături. Cu o mică șpagă dată gardianului, focosul Ceaușescu își rezolva problemele intime trecând pe la bordeluri, după obiceiul vremii. În urma unei asemenea aventuri, tânărul membru s-a îmbolnăvit. Cel care a atacat tânărul vlăstar roșu a fost agentul Gonococ și l-a îmbolnăvit pe Nicolae de blenoragie. Poate acest secret ar fi rămas pentru vecie în pantalonii tovarășului dacă doctorul care l-a ajutat să scape nu ar fi vorbit peste timp. Nimeni nu știe cum ar fi arătat lumea astăzi dacă generalul Ilie Moreanu, pe atunci tânăr medic militar, ajuns la Târgu Jiu pentru altcineva, nu l-ar fi tratat pe viitorul dictator de boala rușinoasă. Locul secret de pe vaporul lui Ceaușescu. Prin ce păcăleală uriașă a reușit dictatorul să conducă embarcațiunea? În perioada anilor comuniști, despre vasul respectiv circula o legendă. Se pare că la un moment dat, Nicolae Ceaușescu s-ar fi lăudat că el, cârmaciul țării, este în stare să conducă și o armată de bărcuțe, cum este vaporul de pe Znagov. Speriați că își va pune în practică ideea, cei din jurul lui au recurs imediat la o stratagemă.
Vaporul a fost băgat în reparații, iar la ieșirea din atelier avea un lăcaș secret. Sub puntea principală a fost creat un adăpost unde se încapă un cârmaci, având un dispozitiv de dublare a comenzii. Apoi, la următoarea plimbare a lui Ceaușescu, apropiații i-au adus acestuia aminte de ideea lui și l-ar fi invitat să conducă vaporul. În grandomania lui, Ceaușescu nu a stat pe gânduri și l-a dat deoparte pe cârmaci, luându-i locul. Imediat comenzile au fost preluate de omul ascuns sub punte, așa că până și Ceaușescu a fost uimit de cât de ușor se descurca. Și de atunci, de fiecare dată când Ceaușescu se plimba cu vasul, cârmaciul secret era la locul lui. Cum s-a mutat pe roți din ordinul lui Ceaușescu primul bloc, cu tot cu locatari în el? Printre premierele realizate în timpul regimului comunist, s-a numărat și mutarea pe roți a primului bloc, cu tot cu locatari în el. Se întâmpla în 27 mai 1983. Tocmai se încheiaseră lucrările de sistematizare și modernizare a șoselei Ștefan cel Mare, ce au durat între anii 1978-1982 și au vizat lărgirea străzii la 4 benzi de circulație pe sens, dintre care una pentru tramvaie și întregul front de locuințe de la șosea. Au rămas însă 3 blocuri cuprinse între străzile Tunari și Aurel Vlaicu, care ieșeau din alinierea generală cu o distanță variind între 8 și 14 metri, ceea ce făcea ca întreaga circulație rutieră și pietonală să fie mult îngreunată. După o analiză amănunțită ce a luat în calcul inclusiv demolarea celor 3 blocuri, s-a decis în final translația clădirilor pe distanțe variind între 8 și 14 metri. În acest context, la data de 27 mai 1983, are loc prima translație a unei clădiri de 7 nivele din țară. Un bloc situat pe strada Aurel Vlaicu numărul 166, de 3100 de tone, construit în 1938. Blocul a fost mutat peste 14 metri, iar distanța a fost străbătută în 7 ore și 37 de minute. Lucrările de pregătire au început în februarie 1983, iar rezemarea pe fundația definitivă a fost realizată în iunie 1983. Blocul a fost mutat fără ca locatarii să fie mutați, cu excepția celor de la parter. Mai mult, locatarii au beneficiat pe durata deplasării de toate condițiile: apă curentă, canalizare, energie electrică, gaze, ascensor și telefon, asigurându-se conectarea la rețelele edilitare prin racorduri elastice. Ulterior au mai fost mutate și celelalte două blocuri, unul cu 7 nivele de 4.000 de tone și celălalt cu 5 nivele de 2.400 de tone. Timp de 30 de ani, administrator al palatelor lui Ceaușescu, Suzana Andreiaș, a fost unul dintre cei mai apropiați observatori ai vieții de la curtea cuplului dictatorial. Ea dezvăluie tabieturile tovarășului, mofturile tovarășei, felurile de mâncare și toate toaletele preferate ale celor doi, precum și intrigile de la Znagov, ori din primăverii. Erau niște oameni foarte ordonați. Nu și-ar fi aruncat odată hainele pe scaun când se dezbrăcau. Tovarășul Ceaușescu avea un suport de haine al lui și își punea hainele numai pe el. Se dezbrăca și se îmbrăca singur. Pantofii și punea sub suport. Ciorapii îi împăturea și îi punea pe pantofi. Tovarășa Ceaușescu își punea lucrurile pe umerașe și avea un loc unde le punea pe cele ce trebuiau date la spălat. N-ar fi intrat niciodată încălțați în casă, nici el, nici ea. Își puneau papuci. Când am intrat prima dată în casa lor, Ceaușasca mi-a arătat cum să fac curat, cum șterg parchetul pe supat. Atunci i-am zis: bine, tovarășa Ceaușescu, dar dacă n-o să încap? Atunci ea s-a așezat pe burtă și mi-a arătat: uite așa, te bagi sub pat și ștergi. Am învățat și lucruri bune de la ea, dar era și rea. Câteodată era foarte rea. Mă făcea cretină, zicea că fac pe proasta sau chiar îs proastă. După ce tovarășul a devenit președinte, au devenit mult mai pretențioși. Din cadourile primite dădeau și altora. Îmi spuneau:
Suzana, împachetează lucrurile astea și du-le la mașină. În 1971, când erau inundațiile alea mari în țară, un camion cu lucruri de-ale lor le-au încărcat și le-au trimis ca ajutoare. Nu lucruri vechi sau stricate, ci lucruri bune. Mie mi-au dat materiale de rochi, basmale, un ceas și când am făcut 60 de ani, mi-au dat un cojoc, o vază mare de cristal și un șal din acela mare rusesc, cu flori. Când era 1 martie, Ceaușescu dădea mărțișoare la toate fetele, câte o pereche de ciorapi sau un batic. Erau foarte apropiați unul de celălalt. Ceaușescu nu ieșea din cuvântul ei, dar și ea se interesa mult de el, dacă a mâncat, dacă are tot ce-i trebuie, dacă e mulțumit. Mama lui Ceaușescu era foarte credincioasă. Mergea la biserică în fiecare duminică, până s-a îmbolnăvit. Nu știu dacă ei credeau sau nu, dar părinții lor au fost înmormântați cu popă și taică-s-o și maică-sa lui Ceaușescu. La înmormântarea mamei lui am fost și eu, la Scornicești. Au făcut slujba cu nu știu câți popi. Au făcut pomană aproape pentru tot satul. În ceea ce privește prietenii, la început când i-am cunoscut eu, era prietenă cu soția lui Moghioroș, a lui Leontin Sălăjan, cu soția lui Alexandru Drăghici și cu actrița Silvia Popovici. Se întâlneau dimineața la Znagov pentru că și ele aveau vile acolo. Eu îi serveam pe toți cu ceai și apoi plecau la plimbare pe lac. Seara se punea masa în foișor și mâncau împreună. Eu făceam grătarul. Sâmbăta venea și Corneliu Mănescu, cu care erau foarte buni prieteni și ședeau până noaptea târziu. La început jucau volei, după aceea făceau câte o baie în lac, iar apoi se așezau la masă. Luau lecții în particular. În fiecare zi veneau profesori de matematică, de istorie, de română cu care ei se pregăteau. Asta era prin 63-64. Într-o zi veneau pentru unul, în altă zi pentru celălalt. Se pregăteau individual. Ea se pregătea la chimie, iar el pentru politică. Noi cei din casă nu aveam voie să ne interesăm cine erau profesorii și de ce vin. Doar eu, servindu-i cu cafeaua, auzeam și vedeam. După ce făceam curățenie, așezam cărțile ei într-un sertar și pe ale lui în altul. Vila 10 era cea mai frumoasă din câte existau în Znagov. Inițial fusese construită pentru doamna Maurer, dar ei nu i-a plăcut. Atunci au luat-o ceaușeștii. Lângă anexă mai erau două sere. Una mare, unde puneam toate zarzavaturile, de aveam legume și iarna și vara, lobodă, ștevie, roșii, castraveți, chiar și un arbore de cafea. Pe parcurs au mai apărut și 3 bananieri. Toate plantele acelea le îngrija soțul meu, Andreiaș. Era o suprafață foarte mare cu vie. O livadă de meri, peri, cireși și pruni. Acolo aveam și o alee cu 14 stupi. Din miere opream cât ne trebuia pentru casă. Restul o dădeam la partid, la gospodărie. La gospodărie le vindeau, iar banii pe care îi luau mergeau la întreținerea casei, a pământului și a grădinii. Zarzavaturile pe care le dădeam la gospodărie ajungeau la aprozare. Câteodată ne dădeau plan. Aveam vreo 2-3 parcele cu porumb, late cam de 10 metri și lungi de vreo 20. Cu porumbul se făceau și experiențe. Luau ștuletele, îl cântăreau, apoi curățau boabele, le cântăreau și calculau cât porumb iese la hectar. În funcție de acest rezultat se calcula și se raporta recolta la nivelul întregii țări. Toamna, la vremea culesului, tovarășul Ceaușescu aducea prim secretarii din județe la Znagov și le arăta ce e în curte la noi. Spunea: măi, eu nu vă cer să faceți ca aici, că în perimetrul ăsta sunt condiții, dar faceți măcar jumătate. Apoi le arăta țelina, le arăta zarzavatul și le cerea să scoată recolta la hectar cât făceam noi. Un alt personaj care are ceva de povestit despre familia Ceaușescu este arhitectul Camil Roguschi, cel care a făcut practic parte din familia Ceaușeștilor. El a povestit cum Elena Ceaușescu îi făcea vrăj soțului său pentru a fi sigură că nu va fi părăsită pentru o amantă. Elena Ceaușescu era o țărancă, își dădea în cărți, nu insistent. Era o femeie de serviciu,
și aia îi dădea în cărți. În casă, femeile de serviciu erau obligate nu numai să facă ordine, ci să aibă și dantele și șnururi, a declarat arhitectul de 86 de ani. Camil Roguschi a povestit cum Elena Ceaușescu îi punea busuioc sub pernă soțului său, astfel încât să se asigure că acesta nu își va găsi o amantă. Îi punea lui Ceaușescu fără să știe el, dar nu care cumva să afle el, că precis o dădea afară. Ea mai mergea și la ghicitoare și făcea fel și fel de eforturi ca să fie plăcută de bărbatul ei. În ceea ce îl privește pe Ceaușescu, el credea doar în puterea lui. În comparație cu soția sa, Nicolae Ceaușescu credea doar în propriile sale puteri și în Dumnezeu. El era un om ursuz, nu ținea la lucrurile astea. Numai în familie era binevoitor, dar nu credea el de astea. Ultimul revelion al Ceaușeștilor s-a ținut la Club Bazin Floreasca. Ei rămăseseră cu fixul întâlnirilor de club din vremea tinereții revoluționare, când în sarcinile organizației comuniste clandestine intra și înființarea de cluburi muncitorești. Până la club, Nicolae și Elena Ceaușescu făceau de acasă câțiva pași, neînsoțiți, pe o alee circulată în exclusivitate de ei. Ceilalți invitați ajungeau cu mașinile de serviciu dinspre stradă. Sărbătoare cu caracter sobru. Acesta trebuia să fie rezultatul pregătirilor de petrecere a revelionului, coordonate de Camil Roguschi. Vreo 3 săptămâni, arhitectul și echipa sa, compusă din 40 până la 60 de muncitori și tehnicieni, făceau proiectul. Imensa sală de sport a clubului devenea în final sala cu brazi. 100 de brazi drepți și semeți, înalți de 4 până la 8 metri, trimiși de ocoale silvice fruntașe din toate regiunile țării. Țin minte că într-un an am făcut un fundal dintr-o pânză de mătase pe care am lipit paiete, a povestit Camil Roguschi. 60 de oameni au lipit timp de 15 zile paietă lângă paietă. Într-un an am decorat pădurea cu animale sălbatice împăiate, urși, vulpi, căprioare, cerbi. În alt an, m-am gândit la alt fel de păpuși, la o ferie cu păpuși îmbrăcate național. Pe un plan înclinat, veneau din pădurea de brazi cete de români, de țărani, orientați spre punctul central. Proiectul l-am executat cu Cooperativa de Artă Populară din Oradea, care executa păpuși de 40-50 de centimetri, îmbrăcate în costumele județelor respective. Fiecare județ era reprezentat de câte 5-6 păpuși, care defilau cu și fără steaguri. Lovitura cea mare am dat-o cu Elena Ceaușescu. Când a venit, s-a uitat la păpuși, la muncitori și la muncitoare și a exclamat: „Uite-o pe Poliana!” Nu știu cum se nimerise, dar păpușa cu basc semăna cu nevasta lui Nicu, cu Poliana. Se subînțelege că niciunul dintre înalții invitați nu-și putea scuza absența de la revelion. Nu era însă nicio veselie să stai la masa așezată în careu și să te uiți la televizor. Mai întâi așteptaseră sosirea lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu în hol. Când către ora 10 își făceau apariția, îi salutau ca la congres, cu aplauze. Apoi se așezau la locul lor din centrul mesei. Ceilalți, vreo 100, ocupau scaunele conform invitației protocolului de partid. Oaspeții vorbeau reținut, înghițeau cu noduri și refuzau chelnerii la turnat în pahare. Subiectele precum necazurile cu copiii, bătrânețea, mai ales bolile, erau interzise. Nici complimente tovarășei nu i se puteau face. Și asupra meniului sărbătoresc decisese tot Elena Ceaușescu. Sobru și acesta, ca ținutele tovărășești. Meniurile erau cu nelipsitele preparate tradiționale: țarmale, caltaboș, fripturi, vin, țuică și cozonaci. I se prezentase ca orice proiect ce trebuia aprobat și ca orice șef cu simț de răspundere tăiase câte ceva pentru reducerea din buget. În ultimii ani, oameni din țară trimiteau prin poștă colete. Trimiteau produse din carne de porc, cârnați și afumături, foarte bine preparate, relatează colonel în rezervă Adrian Eugen Cristea. Ba și slănină cu aspect atrăgător îi trimiteau. Se duceau la poștă și, fără reținere, scriau pe pachet destinatarul,
care era Nicolae Ceaușescu din București. Alții expediau pachete cu cărbun sau lemne, pentru a avea cu ce să-și facă probabil fripturi sau ca să se încălzească. Niciun secretar de partid, directoraș, chiar și oameni simpli nu ratau ocazia de a le trimite celor doi cadouri de Crăciun și Anul Nou. Aproape toți trimiteau niște prostii. De exemplu, au primit un covor pe care scria să trăiți tovarășul Ceaușescu și te ștergeai cu picioarele pe nasul lui. Invitații duceau tacâmurile la gură și sorbeau din ochi programul de revelion al televiziunii. Un sfert de oră înainte de miezul nopții, șirul de chelneri intra cu cupele de șampanie. Sala de brazi încremenește ca o pădure adormită. La televizor începe mesajul de an nou al secretarului general. În camera de la subsol, unde s-a înghesuit personalul tehnic, interesul e același. Înțepenesc și soții Ceaușescu în vizionarea mesajului. Cadranul ceasului umple ecranul. Peste feeria cu invitați trec ultimele secunde din 1988. Pe ecran, țara se bucură de intrarea într-un an nou, de angajamente și împliniri. La orele 1, gata, soții Ceaușescu își luau la revedere și plecau. În următoarele 20 de minute, pleca majoritatea, pentru că revelionul mai era organizat de restul familiilor și la prieteni. Prin mașini și în jurul clădirii, ofițerii din serviciul de pază începeau să se destindă și ei, căci în afara invitaților oficiali, la revelionul soților Ceaușescu era prezentă o categorie și mai numeroasă de ofițeri din sistemul de pază și protecție și personalul administrativ. Așteptau unii prin mașini, alții prin jurul clădirii. Sperau ca spre dimineață să mai prindă și ei ceva din revelion cu familia lor. Regimul comunist din România a însemnat mult mai mult decât un regim al lipsurilor de tot felul. Libertate, hrană, condiții decente de viață. Perioada dictatorului Ceaușescu a fost și una a aberațiilor de zi cu zi, care, privite retrospectiv, nasc o întrebare legitimă. Cum a putut un popor să suporte așa ceva?